Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La Obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La Obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebită plăcere pe acest final de 2018 de a-l găzdui pe prefectul județului Gorj, prefectul acestui minunat județ, domnul Ciprian Florescu. Stimate domn, bună ziua și bine ați revenit, iată, după o pauză la noi în studiouri. Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Bună ziua și dumneavoastră și ascultătorilor Radio Accent. Iată că după o pauză destul de îndelungată de câțiva ani, iarna ne-a tras așa un semnal și preț de cât? Aproape 3 zile, putem spune că în Gorj a nins într-o veselie. Da. A nins într-o veselie și au apărut fireștele, dacă le putem numi așa, derapaje, disfuncționalități în ceea ce privește traficul, în ceea ce privește căderea curentului electric și nu numai, și altor utilități, lucru ce evident au nemulțumit, cred, întreg județul. Cum se prezintă la momentul acesta un bilanț al acestui episod de zăpadă? E adevărat, au fost câteva zile îngrozitoare pentru autorități, aș spune, dar bucurie foarte mare pentru copii. Copii, da. Din discuțiile pe care le-am avut în permanență cu reprezentanții principalilor actori care intervin în astfel de situații, am tras cu toții concluzia că în județul Gorj de mult nu a mai fost o astfel de cădere de zăpadă și cantitativ și pe termen foarte scurt. Sigur că disfuncționalități au apărut pentru că era puțin probabil, nicio prognoză nu anunța, sigur era probabil și foarte greu să anunțe din timp o cădere atât de mare, atât de masivă de zăpadă, în condițiile în care toată lumea se obișnuise cu zăpezi undeva pe începutul anului următor, ianuarie, februarie. Da, și câțiva centimetri. Adică diferențele care au apărut în ultimii ani, poate 10-15 ani, în ceea ce privește precipitațiile sub formă de zăpadă pe timpul iernii, erau deja aproape o regulă. Se știa că în decembrie ninge puțin sau dacă ninge mai mult, ninge în condiții normale. E bine, de această dată a fost o cădere, așa cum spuneam, masivă de zăpadă într-un timp foarte scurt, ceea ce a dus la multe, multe necazuri în județul Gorj. Nu numai în județul Gorj, pentru că sunt mai multe județe care au fost afectate. Cele mai afectate din țară au fost județele Gorj și Timiș. Cel puțin după o evaluare pe care am făcut-o noi, prefecții, la finalul principalelor acțiuni de îndepărtare a necazurilor din județele fiecăruia. Aș dezvolta puțin acest subiect și aș vorbi și de partea de drumuri, de rețeaua rutieră din județul Gorj și despre partea de alimentare cu energie electrică, cea care a creat cel mai mare disconfort în județul nostru și care, din nefericire, nici măcar astăzi, acum, da, la ora la care vorbim, nu este rezolvată 100%. Au fost zeci de mii de consumatori casnici care au fost privați de alimentare cu energie electrică. Cauza principală care a generat aceste probleme a fost tot căderea de precipitații. Zăpada foarte grea a rupt, pe de o parte, conductori pe rețelele atât de joasă cât și de medie și de înaltă tensiune, dar și mai important, zăpada a rupt crengi, a rupt copaci care au căzut și la rândul lor au rupt conductori. Deci iată, din mai multe direcții au venit aceste efecte nenorocite. Aș vrea totuși să scot în evidență câteva chestiuni pe care cetățenii trebuie să le cunoască. Nimeni nu contestă faptul că atunci când nu ai energie electrică este îngrozitor. Fie că ai centrală alimentată pe energie electrică, fie că ai boiler de apă caldă, fie că ai alte
nu știu cum se numesc acele instrumente din încălzire, da. Și până la urmă chiar și banalele frigidere pe care dacă nu le ai... Frigiderele, toate obiectele de uz casnic pe care trebuie să le folosești periodic sunt toate cu alimentare directă la energie electrică. Deci este indiscutabil faptul că ceea ce s-a întâmplat și disconfortul creat a fost unul major. Supărarea cetățenilor este de înțeles 100%, fără niciun fel de problemă. Aici însă aș vrea să îndulcesc puțin în sensul în care nu se poate vorbi despre o nepregătire a autorităților sau a reprezentantului de distribuție de energie electrică la nivelul județului Gorj. Nu, aici n-a fost vorba de așa ceva. Toate autoritățile au fost pregătite, chiar discutam prin conferințe de presă sau prin declarații pe care le-am făcut. Eu am constituit comandamentul de iarnă la sfârșitul lunii octombrie, deci mult mai devreme decât se făcea de obicei, chiar în ideea de a mă asigura că toată lumea este pregătită și nu putem să vorbim nicio secundă că autoritățile vor fi prinse pe picior greșit de iarnă, indiferent când va veni ea. Sub acest aspect pot să vă spun că autoritățile sau activitatea autorităților a funcționat. Ne-am lovit însă de cantitățile uriașe de zăpadă, pentru că vedem și în municipiul Târgu Jiu, cu siguranță cetățenii au văzut și în alte localități, cantitățile de zăpadă sunt uriașe, acumulate într-un timp foarte scurt. Volumul stratului de zăpadă a condus la nenumărate necazuri și pe zona rutieră, și o să discutăm și despre partea aceasta, dar ceea ce a durut cel mai tare, partea de alimentare cu energie electrică. Aici, spuneam eu, aș vrea să îndulcesc un pic aspectul, pentru că eu, unul, ca prefect al județului, vreau să mulțumesc și prin intermediul dumneavoastră reprezentanților CEZ care au intervenit, nu știu, n-aș spune impecabil, pentru că lumea mi-ar sări în cap. Impecabil ar însemna în 24 de ore sau în câteva ore să rezolve problemele. Însă, la nivelul problemelor existente în județul Gorj, oamenii s-au mobilizat exemplar. Mai mult decât atât, și aici vreau să-i mulțumesc domnului director Butoarcă de la regională și domnului Radu de la Târgu Jiu, domnului director Radu, șef serviciu, să le mulțumesc amândurora, pentru că prin insistențele pe care le-au avut și prin apelul pe care l-au făcut, mai multe echipe de lucrători ai acestei societăți au venit în Gorj. E vorba de echipe din 6 sau 7 județe: Argeș, Olt, Vâlcea, Dolj, Teleorman, echipe care au venit să susțină lucrătorii de la Târgu Jiu, de la Gorj, în ideea de a rezolva cât mai repede problemele care s-au... Absolut de acord cu dumneavoastră, probabil s-au mobilizat domnii respectivi și au venit aici și au rezolvat din probleme, însă din punct de vedere moral, cetățeanul care n-a avut curent 2-3 zile se consideră nedreptățit, în ideea în care el, dacă întârzie la plată 2-3 zile, e tras de urechi zdravăn, și știm ce înseamnă o rebranșare din vina ta că n-ai plătit. Așa că, să spunem, frustrarea oamenilor pe rețelele de socializare cel mai mult a fost vizibil. Sigur, e una justificată. Sigur că da. Adică oamenii, vorba unui cetățean care postase ceva de genul: dom'le, eu dacă nu plătesc, mie vine a doua zi și îmi tai curentul. Eu că stau de 48 de ore, da, plătesc din nou. Da. Eu că stau acum după 48 de ore și tot nu am, și zice, am copil mic. Așa este, sunt, iată, pot înțelege faptul, și cu siguranță și radioascultătorii pot înțelege că a fost o situație, să spunem, neîntâlnită în ultimii ani și... O situație fără precedent. Deci știu ce spun, stăpânesc termenii. A fost o situație fără precedent. Din acest punct de vedere, al alimentării cu energie electrică și al distrugerii rețelelor electrice, a fost o situație fără precedent în județul Gorj. Dar, perfect, aveți dreptate și cetățenii au avut dreptate și au dreptate în continuare atunci când își arată supărarea pe faptul că au avut atâtea zile, și unii încă atâtea mai zile sunt. Și încă mai sunt, sigur că da, atâtea zile au avut gospodăriile deconectate de la rețelele electrice, însă vreau în paralel, nu
în ideea de a-i contrazice, Doamne ferește, pentru că, vă repet, au perfectă dreptate, dar în paralel vreau să le spun totuși că oamenii, lucrătorii de la această firmă au lucrat până noaptea târziu în condiții extrem de grele. Condiții de frig, de ninsoare, precipitații de sus, cădea în permanență și erau nevoiți să intervină. Mai mult decât atât, s-au lovit de inaccesibilitatea în anumite zone unde ei trebuiau să intervină. Vă spun, începând cu ziua de luni, am devenit un adevărat dispecerat în paralel dispeceratului CEZ sau altor autorități care puteau să intervină. Mă sunau primari, mă sunau directori de instituții, directori de agenți economici, toată lumea suna la prefectură, toată lumea mă suna pe mine, pentru că eu am spus, am telefonul deschis, sunați-mă și spuneți-mi unde sunt probleme ca să știu și eu mai departe să intervin, să dirijăm. Am avut susținerea tuturor celor implicați în acțiuni specifice sezonului rece. Drumurile naționale au alergat peste tot, au avut mari probleme pe defileul Jiului. Aici în schimb, alte zone nevralgice, iertați-mă și închei imediat ideea, în schimb, în alte zone nevralgice de obicei și care creau probleme majore, lucrurile au stat foarte bine și aici mă refer la dealul Bujorăscu, la Godeanu, sunt zone, bine, Godeanu acum nu mai e în circunscripția noastră, în zona noastră de intervenții, dar pe Rânca, acolo unde știm foarte bine ce se întâmplă, drumurile naționale au intervenit foarte bine și ceea ce mă bucură foarte mult este că oamenii au colaborat, instituțiile au colaborat. CEZ, District Gazul, sau mă rog, societate, că nu știu cum, de distribuirea gazelor, jandarmerie, poliție, Inspectoratul Județean de Poliție, exemplar s-a mobilizat și el, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Consiliul Județean, deci toți cei care au putut să dea o mână de ajutor, Salvamont Gorj, care a avut iarăși un rol extrem de important. Da, ei de fiecare dată au o activitate desfășurată. Deci toate instituțiile, eu astăzi am avut și colegiul prefectural de la ora 10 și le-am mulțumit tuturor pentru modul în care s-au mobilizat. Există de altfel și un grup al nostru pe care comunicăm în timp real, un grup chiar așa intitulat situații de comandament de iarnă și pe el postăm de fiecare dată când sunt probleme și toți cei care sunt în acest grup văd și știu să intervină cât mai repede cu putință. Dar, vă repet, nu neapărat că autoritățile au fost depășite din cauza incompetenței, ci au fost depășite din cauza căderilor masive de precipitații într-un timp foarte scurt. Ăsta este un raport care poate să genereze foarte multe necazuri. În acest moment, după ce în prima zi erau zeci de mii de case deconectate și de utilizatori casnici deconectați și agenți economici, nu mai vorbesc, nu știu, nu s-a spus foarte mult, dar e bine să se știe lucrul ăsta și aici mulțumiri trebuie să-i aduc și Complexul Energetic Oltenia. Complexul Energetic Oltenia a fost într-o situație extrem de dificilă în primele zile ale potopului de zăpadă, dacă este corect să spunem așa. Au ieșit reprezentanții CEO și am ținut legătura în permanență cu directorul Boza și au dat sprijin logistic, resursă umană, i-au sprijinit pe cei de la Societatea de Distribuție Energie Electrică tocmai pentru a rezolva problemele, pentru a nu risca să ajungem într-un blocaj în ceea ce privea transportul cărbunelui dinspre cariere spre termocentrale. Lucrurile s-au mișcat repede. Acum vă dau și o chestiune din casă, să zicem, din ceea ce am hotărât noi în comandamentul de iarnă. Existau niște priorități pe care n-aveam cum să nu le luăm în calcul. Iar Complexul Energetic Oltenia, ca producător de bază de energie în sistemul național, trebuia să primeze. Dacă murea activitatea în zonele în care activează Complexul Energetic Oltenia, nu numai Gorjul avea de suferit. Era posibil ca suferința să se extindă pe mai multe județe. A fost o situație aproape de limită la uzina mecanică Sadu. Vreau să vă spun că și oamenii de acolo s-au mobilizat și îi felicit și pe ei, au reușit să depășească situația tot așa prin intervenția mai multor servicii publice, mă rog, instituții
care și-au dat mâna și care au reușit să treacă peste un necaz foarte mare. Și după aceea au început conectările plecând de la rețelele de înaltă tensiune, trecând prin cele de medie, ajungând până la cele de joasă tensiune și, evident, conectările consumatorilor casnici. La această oră, din cunoștințele mele, doar zona Seuca Peștișani mai este cu probleme. Da, e și mai izolată, mai satul respectiv e mai izolat. Am discutat cu directorul, cu reprezentantul de aici, de la Târgu Jiu. Avem promisiuni că se va rezolva și această problemă și sper să putem să vorbim despre încheierea unui episod extrem de crunt pentru gorjenii noștri. Mie îmi pare tare rău că s-a întâmplat așa, dar vreau să-i asigur că eforturile care s-au depus au fost uriașe, pe alocuri inumane, pentru că închipuiți-vă ce însemna să lucrezi în vânt, în viscol sau în ploaie sau zăpadă, depinde cum dădea de sus, să repare rețelele electrice. Ce facem dacă, nu știu, ori pe acest final de an, pentru că mai sunt câteva zile bune din decembrie, ori în ianuarie, Gorjul și, evident, întreaga regiune se va trezi din nou sub asaltul zăpezii. E foarte posibil, iarna fiind destul de lungă și fiind abia la început, să mai avem astfel de episoade. De ce vă întreb acest lucru? Am văzut diverse declarații în spațiul public privitor la faptul că nu s-a acționat de către autoritățile județene cu suficiente utilaje, punându-se în discuție că, iată, a fost redus față de alți ani numărul de utilaje. Ce facem dacă vine din nou un acces din acesta puternic de iarnă? Aici este oarecum supărarea mea pe modul în care s-a intervenit în rețelele rutiere, în rețeaua rutieră de la nivelul județului Gorj. Pentru că eu, în urmă cu mai bine de 40 de zile, am solicitat tuturor unităților administrativ-teritoriale un inventar clar, bob numărat, cum spune românul, pe utilaje care sunt la dispoziția OAT-ului pentru a interveni în situații de căderi de precipitații de zăpadă, stocurile de material antiderapant, stocurile de carburanți, de combustibil cu care se deplasează utilajele și așa mai departe. Toate aceste date pe care eu le-am primit de la unitățile administrativ-teritoriale, le-am centralizat, le-am studiat și am ajuns la concluzia că dacă ele există realmente și în teren, autoritățile nu pot să spună vreodată că n-au fost pregătite. În episodul care tocmai s-a încheiat, foarte bine s-a intervenit pe drumurile naționale. Foarte bine s-a intervenit pe drumurile județene, cu excepția zonei de nord a județului. Acolo este o mare problemă, o problemă pe care am identificat-o inclusiv anul trecut, iarna trecută. Umblam împreună cu consilierul meu la 2 noaptea, la 3 noaptea pe nordul județului și identificam aceeași problemă. Foarte puține utilaje, foarte puțin material antiderapant. Am sesizat această chestiune administratorului drumurilor județene, l-am informat, i-am adus la cunoștință tot ceea ce am sesizat eu în zona respectivă, în speranța că anul acesta lucrurile se vor lămuri. Vreau să vă spun și vă spun fără niciun fel de emoție, pentru că n-am teamă că mi s-ar putea întâmpla ceva. Anul acesta am făcut același lucru, am informat Consiliul Județean pe domnul președinte și l-am rugat mai mult decât anul trecut să-și concentreze atenția pe modul în care operatorul din zona respectivă acționează în situații de căderi de zăpadă. Sunt extrem de nemulțumit de modul în care se acționează pe zona respectivă, așa cum sunt nemulțumit și de modul în care se acționează pe anumite drumuri comunale sau sătești de către unele unități administrativ-teritoriale. Însă le-am spus și astăzi în Colegiul Prefectural, voi constitui câteva comisii care vor pleca în teren și care vor verifica, conform centralizatorului pe care l-am primit, vor verifica la fața locului dacă într-adevăr datele din centralizator bat cu ceea ce există în garaje sau în teren. Pentru că nu putem să ne mințim. Pentru că dacă ne mințim noi între noi, este clar că nu facem altceva decât să ne furăm căciula.
interesul meu este interesul cetățeanului. Interesul lor trebuie să fie interesul cetățeanului. Și atunci trebuie să știm cu toții că dacă suntem pregătiți, mergem mai departe și spunem, fluturăm drapelul că suntem pregătiți, dar să fim pregătiți. Dacă nu suntem pregătiți, nu e nicio tragedie, suntem în stare să ne mobilizăm de așa natură încât să sprijinim zonele nevralgice sau unitățile administrativ-teritoriale care nu au posibilitatea să intervină în timp util, așa cum am făcut anul trecut. Vreau să vă spun că anul trecut am apelat, ba drumurile județene, ba drumurile naționale încercau să sprijine pe cei care aveau probleme majore, unitățile administrativ-teritoriale între ele. Am avut o colaborare extraordinară anul trecut. Drept dovadă, nici n-au fost probleme anul trecut. Însă, este foarte adevărat, nici cantitățile de precipitații nu au fost atât de ridicate ca la acest început de iarnă. Eu sper ca toate lucrurile să se lămurească, să fie un duș rece pentru cei care nu-și fac datoria sau pentru cei care dorm. Atenție, știu ce vorbesc. Să fie un duș rece pentru cei care dorm și pentru cei care pun la spate interesul cetățeanului, spunând, domnule, lasă că ajung eu și zilele viitoare pe acolo cu lama și deschid drumul. Nu. Trebuie să intervii acolo unde trebuie și acolo unde este nevoie și în timp cât se poate de util. Pentru că pot apărea alte situații și nu vreau să mă gândesc la așa ceva, să nu uităm că sunt femei însărcinate, și evidența lor este clară de la Direcția de Sănătate Publică. Am discutat în permanență și cu reprezentanții DSP și cu reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță. Au evidența femeilor însărcinate în luna avansată a dializaților. Deci tot ceea ce poate apărea ca problemă de sănătate. Plus cele care nu sunt programate, să zicem așa. Doamne ferește, de accidente vasculare, atacuri cerebrale sau stopuri cardiace, care trebuie tratate foarte, foarte repede. Apropo de modul de intervenție în zonele puțin accesibile, mai ales după căderea zăpezilor, avem posibilitatea să deplasăm anumite mijloace de transport care să preia în situații excepționale bolnavi. S-a și întâmplat să avem nevoie de astfel de intervenții și fie Salvamontul, fie drumurile naționale, SDN-ul au dat tot concursul, Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Deci colaborare între instituții există, nu pot să mă plâng. Mai avem de comentat în ceea ce privește prestatorii de servicii de zăpezire pe anumite zone ale județului. Terțiarii, să le spunem așa, cei care sunt la capătul lanțului de prestări. Nu vreau, domnul Catrina, nu vreau să mai discutăm despre operatori care nu se gândesc decât la profit. Și sunt mulți. În momentul în care ai semnat un contract, trebuie să știi, să-ți faci niște calcule, că iarna poate să fie foarte grea. Nu, ei pleacă exact pe invers. Își fac calculul și se roagă eventual la Dumnezeu ca iarna să fie cu flori, cu ghiocei, cu... Nu așa trebuie. Nu așa ne facem datoria. Datoria trebuie să ne o facem făcându-ne calculele, punând în balanță. Dom'le, dacă eu am o iarnă grea cu utilajele pe care le am, cu materialul antiderapant pe care l-am și cu combustibilul pe care l-am la dispoziție, pot să fac față sau nu pot să fac față? Pot să fac față cu brio, atunci semnez contractul. Nu pot, mă mai gândesc. Corect. Așa ar trebui să firesc, gândim toți. Așa ar fi normal. Înainte de a încheia acest subiect, am primit un SMS prin care sunt rugat să vă spun că locuitorii din Drăguțești vă sunt recunoscători pentru sprijinul depus în această... Da, am ținut legătura în permanență, m-a sunat domnul primar de la Drăguțești. Cu ceea ce pot ajut pe oricine și pe toată lumea care este la ananghie sau în situații deosebite. Mi-aș dori să nu fie nevoie să intervin, dar dacă este nevoie, o fac fără niciun fel de reținere. Să le dea Dumnezeu sănătate și sărbători fericite. Și uite, să vă dau și o veste bună. Tocmai am primit un SMS-ul de la reprezentantul CEZ, de la domnul director Radu, alimentat SEU, care rețeaua a fost ruptă de căderea unui arbore mare. Deci asta este o veste bună, se pare că și SEU a fost... Deci acum și acolo este alimentată rețeaua de energie electrică. O, iată, vești bună, într-adevăr. Primarii, vă spun, primarii cu care am discutat zi, noapte, indiferent de oră, i-am simțit și i-am văzut foarte interesați de comunitățile pe care le reprezintă. Mai sunt și primari care probabil au considerat că se descurcă singuri. Nu e niciun fel de problemă. Doamne ajută, bravo lor.
dacă se descurcă. Dar dacă nu se descurcă, toți primarii din județul ăsta știu că telefonul meu este deschis 24 din 24 de ore și mai ales pentru situații de genul acesta. Sper ca toată lumea să conștientizeze că cetățeanul primează. Absolut. Fără discuție ar trebui să realizăm cu toții că acest lucru este doar ceea ce contează. Stimate domn, 2018 se apropie cu pași rapizi de final. Cu siguranță ați realizat un bilanț cu bune, cu rele, cu plusuri, cu minusuri. Vă spun sincer că așteptam de ceva timp să ne întâlnim pentru a afla, și cred că și o parte dintre radioascultători sunt interesați, cum mai stau lucrurile cu, să spunem, primăria de la Albeni. De exemplu, un caz, iată, de care dumneavoastră spuneați într-o conferință de presă că este singurul UAT cu care nu puteți avea o relație de bună funcționare, o relație, să spunem, de cooperare, până la urmă, prefectură, primărie. Iată, să spunem, o pată de culoare într-un bilanț al lui 2018. Da, este o chestiune pe care am învățat cum trebuie să o tratez. Îmi pare rău, nu trebuie să aibă de suferit cetățenii comunei Albeni. Absolut. Despre asta este vorba. Relațiile nu personale, că până la urmă nu suntem în funcții ca să avem relații personale, ci relații instituționale. Relațiile nu au fost niciodată din cele mai fericite, dar am învățat să gestionez această relație și să nu mă mai amăgesc foarte tare că am putea să sădim împreună panseluțe sau să facem să vină primăvara mai devreme. Fiecare până în fond, orice primar, orice ales al comunității are dreptul să-și gestioneze problemele din propria ogradă după bunul plac. Sigur, atunci când derapează, suntem noi și încercăm noi să tragem semnale de alarmă și eventual să-l aducem pe calea cea bună, dar prea multe discuții despre ceea ce se întâmplă în primăria Albeni nu vreau să dezvolt. Vreau doar să le spun celor care au venit în număr foarte mare la mine că e vorba de funcționari publici, că e vorba de cetățeni simpli din Albeni, să le spun că nu i-am uitat și nu i-am uitat nicio secundă. Atenția noastră este în continuare pe ceea ce se întâmplă acolo, atâta doar că relații de subordonare între instituția prefectului și primărie nu există. Există, în schimb, niște instrumente, niște mijloace pe care eu le pot folosi și nu voi ezita nicio secundă să le folosesc dacă voi simți că este cazul. Trebuie să-i apărăm pe cetățeni și pe cetățenii simpli, pe plătitorii de taxe și impozite, dar și pe funcționarii publici care au și ei dreptul la o carieră bine structurată și care să nu fie amenințată. Corect. De diferite elemente. În rest, ce să vă zic? Să dea Dumnezeu să fie bine pentru cei din Albeni. Prea multe comentarii nu vreau să fac, pentru că da, e o mă obosesc degeaba. Da, e o situație aparte acolo, să fim... Nu știu cum să spun. Da, e o situație aparte și cu asta cred că am spus totul. Vom vedea ce va aduce viitorul. Totul, sigur, că, dar n-are rost nici să-l mai irităm, nici să-l opărim. Ați văzut și dumneavoastră ce atitudine are. N-are rost să ne amăgim că am putea face altceva. În linii mari, 2018 a fost sau trebuia să fie în toată România un an de bucurie, da. 100 de ani de la Marea Unire. Sincer vă spun că legat de acțiunile generale trasate de aparatul guvernului în tot ceea ce înseamnă instituții în teritoriu, eu n-am simțit ceva spectaculos, adică, bine, nici nu pot să vă spun la ce m-aș fi așteptat, adică n-am o proiecție în cap, doar că deseori de-a lungul acestui an am avut senzația că au fost luni întregi moarte, mă refer la acțiuni plecate de la centru. Uh-huh. Și doar pe final de an guvernul și instituțiile statului au încercat să dea o notă aparte. În schimb, am văzut foarte multe acțiuni făcute de teritoriu, inclusiv de Gorj, inclusiv de primăria municipiului și alte primării, lucru care mi-a mai îndulcit, să spun, din amarul faptului că, nu știu, la 100 de ani de Mare Unire, parcă ar fi trebuit să abordăm altfel noi cu toții. Deci nu noi presa, noi cetățenii. Cu toții parcă ar fi trebuit să abordăm altfel lucrurile. Rămâne acea senzație de amărăciune. Da. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, am spus-o și eu.
Cred că 2018 trebuia să însemne pentru noi toți românii anul în care, nu știu, să ne împăcăm cu dușmanii. Să uităm și de ranchiună, să uităm sigur și de... Că da. Era până la urmă împlinirea 100 de ani de la Marea Unire. Ce înseamnă în fond Marea Unire? Dacă stăm să ne uităm în istorie și să analizăm empiric, nu neapărat științific, evenimentul de la 1 decembrie 1918, ne dăm seama ce suflet de patrioți, ce suflete de patrioți s-au strâns în Alba Iulia pentru a crea ceva măreț. Același lucru trebuia să-l facem și noi. Nu să ne unim, că n-avem cu cine să ne mai unim. Sau, mă rog, discuția asta teoretic nu e de mai abordat. Avea, dar nu e de e abordat. Sensibilă. Da. Însă puteam să respectăm ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani. Lucrurile e adevărat că n-au stat chiar așa. Ba mai mult, eu aveam așa o opinie proprie și o păstrez, dar strict opinie proprie. Parcă am fost mai răi decât în alți ani. Da, am avut și o senzație aceasta. A fost ca un făcut, ca un păcat pentru noi. Dar una peste alta, revenind la ceea ce s-a organizat, Guvernul României, vreau să vă spun că, și asta vă spun în cunoștință de cauză, nu vă spun din povești, Guvernul României a alocat foarte multe fonduri teritoriului. Teritoriul a avut libertatea să organizeze sub egida centenarului Marii Uniri acțiuni în fiecare județ în parte. Foarte multe proiecte au fost aprobate, finanțate de către Guvernul României prin diferite ministere sau autorități. Gorjul, ca o bucurie pentru noi și o mândrie, dacă vreți, locală, Gorjul se află în primele 5 județe ca evenimente organizate dedicate centenarului Marii Uniri. Mai mult decât atât, municipiul Târgu Jiu, tot cu mândrie o spunem, de 1 decembrie a fost clasat în primele 5 mari defilări, mari parade militare organizate în țară. Ceea ce sigur pentru noi înseamnă foarte mult. Comentarii au fost răutăcioase. Și vor mai fi. Le-am citit, le-am văzut, le-am auzit, că nu le-a plăcut Loganul, că era dastărul prea vechi, că atâta ne bucurăm pentru 4 autoturisme sau mai știu eu ce. Nu, a fost o paradă militară reușită. Și aici, iarăși, trebuie să subliniez colaborarea pe care am avut-o cu toate structurile, și Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale, care a dirijat, până la urmă a fost dirijorul întregii orchestre, Primăria Târgu Jiu, Consiliul Județean, alți primari care au achesat la propunerea mea de a participa la 1 decembrie, să fim cu toți împreună, a fost din partea mea o solicitare către unitate. Unii primari n-au vrut să vină, unii au motivat că au avut altă treabă pe la ei pe acolo prin comunități, deși știau cu 3 luni de zile înainte primiseră informări, primiseră adrese că la Târgu Jiu se va organiza ceva amplu de 1 decembrie. Nu putem să-i adunăm niciodată pe toți. Corect. Ar fi Dar cei care au venit au dat dovadă într-adevăr de înțelepciune și de dorința măcar de a afișa că 1 decembrie reprezintă în esență Ziua Națională a României și anul acesta reprezintă în fapt aniversarea centenarului. Deci iată, municipiul Târgu Jiu, județul Gorj se clasează pe locuri fruntașe în țară în ceea ce privește evenimentele dedicate centenarului Marii Uniri. Ele vor continua pentru că ne ducem cu evenimente dedicate momentelor istorice de acum 100 de ani. Ne ducem și la anul și până în 2020, știți foarte bine. Din punctul ăsta de vedere, Gorjul a stat foarte bine, foarte bine. Sunt fericit și aici artizanii principali, clar, Consiliul Județean Gorj și Primăria Municipiului Târgu Jiu. Ceea ce aș vrea să vă spun este că am avut o deschidere extraordinară către toate ministerele care s-au putut implica și care au putut finanța acțiuni dedicate Marii Uniri sau evenimentelor culturale de altă natură. La Ministerul Culturii am avut o deschidere fantastică la domnul secretar de stat Alexandru Pugna, care ne-a ajutat enorm de mult, nu numai cu sfaturi și autorizații sau aprobări, ci pur și simplu cu fonduri, finanțate foarte multe acțiuni de către Ministerul Culturii, ceea ce mă face să cred că județul Gorj este bine văzut în acest moment și importanța lui din punct de vedere cultural, din punct de vedere istoric, din punct de vedere turistic chiar, importanța județului Gorj este cunoscută și la nivel de guvern. Cum
toate adunate și puse așa într-o balanță, cred că atârnă, fără să ne facem, să ne ridicăm noi o sanale nouă, cred că atârnă bine, în sensul în care toate aceste evenimente în mod normal au fost dedicate cetățenilor. Corect. Spre cunoaștere, spre informare. Corect. Spre divertisment. Gorjenii pot fi mândri că au participat la evenimente ample, bine, aș spune eu, bine structurate, bine organizate și care se pot repeta. Chiar dacă și cum bine punctați, mai avem 2-3 ani în față de acțiuni pline de însemnătate istorică. Stimate domnule, am ajuns la final și pentru că urmează și un final de an, gânduri de 2018 spre 2019 pentru radioascultători și pentru telespectatorii noștri, dacă aveți. Gânduri numai de bine. Îmi doresc din suflet ca acest an 2018, pentru cei care n-a fost bun, să-l uite repede, pentru cei care a fost unul bun, să-și perpetueze calitatea și în 2019. Le doresc din suflet gorjenilor să aibă parte de liniște sufletească, de bunătate, de căldură, de belșug și sărbătorile să le întâmpine cu lumină în suflet, pentru că așa este cel mai bine și cel mai frumos, să fie aproape unii de alții, să dea Dumnezeu să avem cu toții sărbători frumoase, sărbători liniștite, un Crăciun ca de poveste mi-aș dori pentru toți gorjenii. Iar pentru dumneavoastră, aceleași urări de bine pentru toți colegii dumneavoastră de la Radio Accent și de la TV Accent. Să dea Dumnezeu să aveți parte numai de reușite în 2019, să avem un an care se anunță greu și cu preluarea președinției Consiliului Europene și cu alegeri europarlamentare, prezidențiale, dar peste toate aceste probleme, să dea Dumnezeu să fie un an mai bun 2019 decât cel care îl încheiem cât de curând. În numele radioascultătorilor și alte spectatorilor, vă mulțumim, aceleași urări și din partea noastră către dumneavoastră. Mii de mulțumiri pentru prezență și să ne vedem voioși, sănătoși în 2019. Și eu vă mulțumesc, așa să fie, sărbători fericite la toată lumea. Doamnelor, domnilor, o zi cât mai plăcută, la revedere! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor.